șofer decât ăla care se duce săracul cu tirul și doarme în cabină și stă, își lasă copiii și familia de acasă. Ăsta stă până ce termină deci domnul ministru banii? De la chermeză. Deci, domnul Ricky, unde-s banii? Uite-te unde, dacă am face și aici un pic de ordine, să facem o ierarhie, am vedea că să pot și banii ăștia drămui. Marile gospodari când îți bani puțini. Aici ți-și dă măsura un guvern. Nu când ai bani și risipești. Atunci oricine poate domn conduce profesor, țara. Uitați ce spune un domn deputat sau senator de la el, ei. E tânăr, Iulian Orban. Urban. Ăsta spune așa, că... Spune cam așa. Când... în guvernul ăsta și în apropierea lor îs cumetri, surori de amante și oameni incompetenți. Da, asta a fost o declarație și au zis că dacă noi nu... Surori de amante? Da, surori de amante, da, asta e termenul. Ce frumos, și eu vreau să fiu surori de amante, surori amante. Cumetri, îți umflați la niște salarii, oameni care nu știu să facă nimic. O spune un senator al PDL-ului, da. Deci urban ăsta. Pila urban, dar va pleca, că... La cultul eroilor. N-ați văzut? Pus o asta, nu, asta mi se pare interesantă. Surori de amante. Da, aia cu surori de amante. N-aș putea să fiu surori de amante și eu. Nu poți. Nu poți să fiu surori de amante. Da, omul, eu mă gândesc totuși. Nu vorbit aiurea Iulian ăsta Urban. Mai ales că el face parte și din... Din aia comunicatorii partidului. Din comunicatorii lupește. De când este comunicatorul partidului? Apare, are și blogul lui, scrie foarte mult. Eu mai dă din când în când la Băsel un freză, într-adevăr, așa e. A apărut Vișan, altul. Deci un pic de urban, lucruri care se întâmplă așa ne... Nu, dar am impresia că sunt unii care acolo văzut, că... încep să se atace între ei, sunt că e vaporul apă și unii... Da, eu cred că Baiul Mare, în schimb, cred că e altul. Eu nu văd nici partidele astea mari din opoziție să vină cu niște soluții punctuale. Asta e problema. Mai mult critică. Dom'le, ei trebuie să vină pentru cetățeni ca să câștige și un sprijin popular. Ar trebui să vină cu niște soluții punctuale. 3, 4, 5 de ieșire din criză. Așa, declarații generice. Că vom face să nu. Domn profesor, astea nu sunt soluții. Numai o secundă. Deocamdată după Constituție, că ei, și Ponta spunea cam așa, bă, scopul nostru acum să dăm guvernul ăsta. Nu, acum, stați numai o secundă. După Constituție, Băsescu, președintele, domnul Traian Băsescu, va veni și va numi un nou premier. Da. Domnul Olteanu a spus azi la Bisa că va fi tot PDL. Nu, deci nu în contextul ăsta. Deci, Ricky, din nou, n-ai fost la conferință. Eu am fost și pot să spun declarațiile. Da. Nu a spus că va fi același premier, nu, același nu, n-am zis același. Va numi un nou premier, cu siguranță nu va fi Boc, dar va fi tot de la PDL. Asta a spus domnul Oltean. Da, de aici e nuanțată. Nuanțată, păi, da. Păi, atenție la nuanțe, n-am mai discutat lucrurile. Păi, de domn ce nu profesor? Le spun clar, să nu le păi mai nuanțăm? Păi, să spui clar? În politică nu se fac clar lucrurile, domn profesor, cum e cu nuanțele? Păi, nuanța devine rău de conduită. În situația asta, când îi purceau morfă în coțel, s-ar putea să vorbească și deci, mai clar. Problema este că va propune Băsescu un alt prim-ministru care va fi Lucian Croitoru, deci asta, domnule, e otrișos, alt lucru. O vom mai târâu până la... Problema nu este asta. Problema este ce fel de guvern punem în privința competenței. Când pe mine nu mă interesează nume. Vă spun sincer, nu mă interesează nici dacă e de la un partid sau e de la altul. Pentru mine este foarte puțin important. Eu de-abia aștept și îmi doresc asta de 20 de ani să văd că în sfârșit e un semn că în România criteriul valorii începe să se aplice. Deci asta este chestiunea. Dom'le, poate să-l pună și pe nu știu care, de la ce partid și ce neam și ce formațiune, să-l iei de pe stradă, dar dacă are competențe și capabilități de a conduce. Domnule, aici să vedeți o asemenea persoană la ora actuală. Problema. Sunt o mulțime ori fi în țara asta, domnul Ricky. O mulțime ori fi în țara asta. Nu suntem o țară de tâmpiți. Chiar dacă au spus nu știu care că suntem tâmpiți. Da, da. Eu vă spun marea tragedie la noi. Vă spun eu care este. Că s-a reușit ca politicul să distrugă societatea civilă. Sindicatul bun, zero. Domnul profesor, uitați, e și 25. Vreau să mergem cu discuția să până pe la jumate, fără 25 puțin, despre 29-33. Vreau să știu cum a fost atunci, poate vor să știe și oamenii care ne urmăresc. După care o să vedem exact și o să vă citesc din analiză ceea ce zic eu că se va întâmpla în continuare. Bun, în 29-33 a fost o criză cumplită în lumea asta. Da, da. Eu spun finalizată după exact 6 ani cu debutul celui de-al doilea război mondial, 1 septembrie 1939, când Germania invada Polonia. Bun.
Domn profesor, ce era atunci și ce este acum? Ce știe istoricul? E cam greu un pic de făcut. E greu de făcut niște analogii, că sunt vremuri diferite. Clar că și atunci a pornit de la crahul financiar a Wall Street-ului. Da, Wall Street-ului. Sunt niște similitudini în ce privește. Deci au pornit din același loc, din America. În ce privință? Bun. În general, criza pornește de unde e tare lumea aia. Dacă ea stare, poți ține și cu ea. Să dă semnalul. Da. Încă o dată să verifica chestia care se spune la noi, capul să împute de la peștele să împute de la cap, să curățe de la coadă. Deci cele mai greu afectate au fost țările mici și slab dezvoltate economic. Ca și noi, România și atunci și acum, deci, într-o ierarhie, este clar. Altă paralelă. Șomajul atunci era în jur de 300.000, dar ținem seama că aproape 70% din populație lucra în mediul agricol. Exact. Erau 300.000 de muncitori în șomaj și în mediul agricol, și vorbim în fermele de tip capitalist, aproape 700.000. S-au făcut și atunci curbe de sacrificiu. Cei mai afectați au fost tot așa, aproape 7 luni de zile. Seamănă efectiv. Nu s-au dat bani, nu? Nu s-au dat 7 luni de zile, nu s-au dat bani. Seamănă cu chestia cu tăierea salariilor și cu intenția, adică de tăierea salariilor. Nu, pentru că de ce vă spun că nu se poate compara? Din punct de vedere economic, industrial, noi atunci eram extrem de slabi. N-aveam o industrie capabilă, chiar dacă ar fi funcționat la maximum, se poate să preiei și să susțină. Cert este că, ca raport cel puțin, față de ce a fost dintr-o țară agrar-industrială, se o țară industrial-agrară, că avem o economie, și asta foarte puțin au spus-o, după 90, noi avem o economie artificială. Da. Vorbeam de nu știu câte sute de mii de agenți economici. Agenții aceștia economici au fost făcuți așa peste noapte, fără un fundament, fără o capitalizare. Ne-am adunat 7, am făcut o afacere, construcție. Fără mașini, fără utilaje, fără nimic. Cu lopata și cu târnacopul. Sigur că ăștia dispar, ăștia mor. La noi nu reușim sau n-am reușit nici să păstrăm măcar unități economice de oarecare tradiție și care să fie cu o proiecție de activitate a la lung. Vorbim de industria grea. Noi acum ne plângem că am nu știu câți agenți economici. Agenții aceștia economici mor și când a mers economia. O parte, sute de mii, eram la Consiliul Județean pe vremea 96-2000, când eram în delegația permanentă, unde aprobam ștergerea din registrul agenților. Lunar se înființau 60, dispăreau 70. Deci dinamica asta într-o perioadă de instabilitate este clar că duce la desfințarea lor. Deci noi n-avem agricultura care ne-ar mai fi putut ține și care ne-a ținut și perioada interbelică de nu s-a murit de foame, că după unirea cu Basarabia aveam o agricultură absolut competitivă și pe plan internațional, cel puțin în privința cantității, deci agricultura la noi am omorât-o. Da. Noi avem agricultură de subsistență. Ori statul n-a găsit 2-3 nișe de acțiune care să dea o perspectivă. Dom'le, în 2020 România va fi cea mai mare cultivatoare de ciuperci din lume. Dacă azi vă întreb pe dumneavoastră ca și partener de discuție, ce avem proiectat ca să se dezvolte în România ca direcție în următorii 20 de ani? Dați-mi, vă rog frumos, un indiciu. Vă dau și un indiciu. Avem un telefon. Bună seara. Da, ce să spun. Bună seara, domnul Bodezan, vă deranj la ziare. Bună seara. Noroc, tovarăș. Vă binecați eu când vorbesc eu. Bună seara. Domnul Tompa, domnul Cotoc. Certați. Ce ziceți dumneavoastră când s-a face transferul de avere de la cei bogați la urmașii lor? Cei ce au făcut afaceri cu statul? Și ori zice urmașii lor, vai dragul ta, tata săracu și-o muncit, vai și s-o lupta tata săracu și din eu făcut averea, cum o suferit tata? Ce ziceți? Așa va fi? Bă, bineînțeles. Am dreptate, domnul Tompa, am dreptate. Urmașul și bucuros, boios, și aia să ne cărâta mări care suferească, nu pot face nimic pentru copii. Și aia să s-o îmbumba în avere, domnule. Ce ziceți? Când ori dat averea la ce, la urmașul lor. Altă întrebare, domnul Tompa. Sunt mulți politicieni care spun că au experiență. Au experiență. Dar ce-au făcut cu experiența lor, domnule? Spuneți-mi mie, din 90, 20...